Polițiștii au explicat pas cu pas filmul intervenției dezastroase în cazul luării de ostatici de la Onești. Șeful trupelor speciale a declarat că în timpul negocierilor s-a produs un declic când una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta a devenit violent. Cu toate datele în cazul intervenției ratate de polițiști, vine colega noastră Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, te ascultăm! După ce s-au purtat 3 ore de negocieri eșuate în cazul bărbatului din Onești, care i-a ucis pe cei doi muncitori în apartamentul pe care acesta îl pierduse în instanță, acum conducerea IGPR face verificări la vârful poliției din Bacău și totodată urmează să fie făcut și un raport în urma acestor verificări și ulterior cel mai probabil să fie dispuse și măsurile în funcție de ceea ce se constată în urma verificărilor făcute de conducerea poliției române la IPJ Bacău. Se verifică modul în care a decurs această intervenție și spuneau ieri cei din conducerea poliției române că din datele pe care le au, bărbatul care i-a ucis pe cei doi muncitori nu părea a fi agresiv, părea că în urma negocierilor purtate ar colabora și ar fi ajuns foarte aproape de acel moment în care bărbatul era dispus să colaboreze total. Numai că s-ar fi produs un declic în momentul în care una dintre victime l-ar fi lovit pe agresor. Pe de altă parte, în continuare, soția bărbatului, care de altfel a refuzat să colaboreze cu autoritățile, susținând că este de acord cu demersul soțului său, se află în aceste momente în arest preventiv, iar agresorul deocamdată nu a putut fi audiat, întrucât acesta se află în continuare în spital. Am urmărit detenționarea situației, reducerea nivelului de anxietate și stabilirea unui echilibru între planul emoțional și rațional al agresorului. În jurul orei 16:55 s-a produs un declic. Chiar dacă situația era sub control, exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatec în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune. În tot acest timp, bărbatul comunica cu soția sa, care se afla în apartamentul de deasupra. Femeia, în loc să-i dea sfaturi care să-l calmeze și să încerce să evite dubla crimă, îl încuraja și îi transmitea că e bine ce face. Totul a culminat cu uciderea celor doi muncitori nevinovați. Nu s-a ezitat niciun moment, s-a lucrat în echipe de binom de 3 și s-a dat în continuu la berbec până când s-a spart ușa. Credeți-mă că nu a fost ușor. De ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că, dincolo de sistemele de închidere ale ușii, cele două iale, avea și o scară proptită între ușă și peretele opozabil ușei. Fapt care a îngreunat deschiderea căii de acces în locuința vizată de acțiunea poliției. În continuare, în paralel cu aceste activități, polițiștii au discutat și cu soția autorului, care însă a declarat că își susține soțul în toate demersurile sale. Deci nu am avut un partener în familia acestuia. Inițial, adjunctul poliției Onești a dus primele discuții până când a venit negociatorul. Adjunctul a încercat detensionarea și i-a promis că îi va pune la dispoziție hotărârea pe care o solicita atacatorul. Negociatorul s-a prezentat într-un timp foarte scurt la serviciu, în așa fel încât de la 12:21 până la 12:47 echipa de asalt cu negociatorul a putut să înceapă deplasarea către locul incidentului. La ajungerea la fața locului, prima activitate pe care o desfășoară orice polițist și orice negociator este o sumară documentare cu privire la incident pentru a înțelege modul în care trebuie abordat incident. În jurul orelor 14:02 a inițiat primul contact cu agresorul. Potrivit polițiștilor, bărbatul a spus că dacă aude vreo mișcare pe casa scării, va trece la executarea celor două persoane. Agresorul a sunat apoi iar la 112. Colegul meu reușise să-l stabilizeze, în sensul că începuse să coopereze. Dar la 16:55 s-a produs ceva, un declic. Din informațiile avute, una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta
și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent, lovind în stânga și în dreapta. Conducerea poliției române a dispus o anchetă la Bacău în legătură cu modul în care s-a desfășurat intervenția în acest caz. La finalizarea verificărilor vom întocmi un raport cu rezultatul acestora, iar cei care se fac vinovați de această tragedie vor răspunde legal. Gheorghe Moroșan, în vârstă de 68 de ani, avea 4 condamnări anterioare în 1987, 1991, 1993 și 2010, ultima în Italia pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. Din toate aceste date, polițiștii spun că nu au prevăzut un comportament violent.